Aș vrea pentru început să vă invit pe toți la momentul solemn al intonării imnului de stat al României. Pe țară, media generală 10, ca absolventa facultății de litere, dublă specializare engleză română la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, fost președinte de senat, prorector relații internaționale, decan, membra conducerea mai multor organizații internaționale, academice și profesionale, scriitoare, membra Uniunii Scriitorilor din România, vasta activitate de predare de peste 30 de ani ca profesor universitar, cu premii de excelență pentru activitatea la catedră și de cercetare, cu 15 ani de activitate de predare a limbii engleze la nivel universitar în Statele Unite ale Americii, unde a obținut numeroase premii prestigioase pentru predare și cercetare. Doamnelor și domnilor, să-i spunem un sincer la mulți ani și aplauze pentru Cristina Emanuela Dascălu! Partea asta a țării dă niște oameni extraordinari. Și o să invit acum în fața dumneavoastră o doamnă, este mamă a doi copii. Crede în importanța credinței, a familiei și a patriotismului într-o Românie demnă și suverană în Europa. Laura Gherasim este licențiată în drept. A absolvit un program de studii masterale în managementul administrației publice și vorbește fluent 3 limbi străine. Cu experiență de peste 20 de ani în antreprenoriat, Laura Gherasim este manager într-un domeniu în care excelează bărbații, industria construcțiilor rezidențiale și de infrastructură. Centrată pe predictibilitate, responsabilitate și fezabilitate, Laura Gherasim a îndeplinit de-a lungul timpului mai multe funcții de conducere în vari domenii, atât în domeniul privat, în mediul privat, cât și în organizații non-guvernamentale. Este din Bastui, Laura Gherasim! Suceava, Bucovina, oameni minunați, am venit după câteva sute de kilometri și mă bucuram de toate priveliște minunate și de aceste daruri pe care ni le-a dat Dumnezeu. Aici mă simt mai româncă, deși sunt moldoveancă și transmitem domnului Ciolacu că noi moldoveni, noi moldovencele suntem mândre și l-așteptăm în Moldova să arătăm cât suntem de mândre. Și parcă, într-adevăr, aici, Bucovina este
raiul pe pământ. Este un loc plin de credință, e un loc plin de istorie și ne uităm de jur împrejur și respirăm cu adevărat acest aer plin de istorie. Să știți că Ștefan cel Mare și Sfânt își face somnul cel de veci la mănăstirea Putna ca noi să ne trezim, să putem cu adevărat să înțelegem ce rostim atunci când cântăm Deșteaptă-te, române. Și nu spun întâmplător, pentru că astăzi am vizitat o tabără de copii de la Bucșoaia, o tabără de matematică. Câți dintre dumneavoastră aici de față, de curiozitate, ați copilărit în această tabără sau aveți copii, nepoți care au copilărit? Să ridice mâna cine a copilărit la Bucșoaia. Știți ce am găsit acolo? Un dezastru, o ruină. Pășteau caii, este dovada vie a incompetenței, a unei rele voințe. Pentru că dacă îți pasă, dacă cu adevărat vrei să faci lucrurile și ai voință politică, întotdeauna se găsește o cale. Și dacă nu ai, o inventezi. În Parlamentul European, să știți că la Bruxelles există ambasadă. Da, europarlamentarii României sunt ambasadorii României. Și ei acolo au obligația de a vorbi atât despre problemele românilor, cât și despre visurile lor. Din păcate, reprezentanții Partidului Comasat Român acolo nu s-au dus să vorbească nici despre probleme și nici să le rezolve. I-ați auzit cumva sărind în ajutorul fermierilor români? I-ați auzit cumva preocupându-se de transportatori, de antreprenorii care abia mai fac față în România, deși sunt motorul economiei naționale? I-ați auzit vreodată preocupându-se de importurile care, nesupravegheate fiind, sunt un atac efectiv al sănătății și al siguranței noastre alimentare? Nu. Pentru că acolo se duc yes men, înseamnă da să trăiți, și aruncă după aceea în România toate aceste măsuri pe seama noastră. Trebuie să mergem în Parlamentul European și să facem puțină ordine. Noi moldovenii, împreună cu toți colegii noștri, poate că nu întâmplător, avem un candidat la primăria municipiului Suceava legat de credință. Domnul Cătălin Axinte, pe care îl susținem și avem mare încredere în dumnealui, pentru că aici, în Bucovina, să le povestiți copiilor că în opcinile Bucovinei se aud rugăciunile pusnicilor. Sunt pusnicii aleși de Dumnezeu care încă se roagă pentru familia, pentru sufletul nostru și pentru neamul românesc. Și da, în Bucovina, în Moldova și în România, eu ca mamă, ca femeie vă spun că familia este prețioasă și va rămâne prețioasă pe teritoriul Moldovei și al României. Familia făcută din mamă, femeie, tată, bărbat, care împreună cresc copii cu Dumnezeu deasupra Bucovinei, deasupra României și deasupra Europei. Și da, 9 iunie trebuie să ieșim cu toții la vot. Pentru o Românie suverană, o Românie demnă, cu fruntea sus în familia europeană. Pentru că nu avem de ce să plecăm capul și nu avem de ce să ne aplecăm în fața Europei. Suntem egali, parteneri cu drepturi depline, oameni frumoși, uitați-vă la voi, mândri. Ne purtăm credința noastră și portul popular în fiecare zi, la sărbători, la anunț și indiferent ce vor să facă. Să știți că la Moldova, când mă duc la bunica, eu tot o să tai porcul. Și acum și peste 20 de ani. Sunt Laura Gherasim, vă mulțumesc. Ne vedem la vot pe 9 iunie. Iar acum vă rog frumos chiar să vă pregătiți niște aplauze călduroase, pentru că vine în fața dumneavoastră cea care reprezintă cu mândrețe Bucovina, Veronica Grosu, profesor universitar la
Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Iar debutul politic l-a făcut în iarna anului 2019 cu Alianța pentru Unirea Românilor. Iubește România și tot ce este românesc, iar în ultimii ani preocupările sale sunt centrate pe domenii de cercetare, cum ar fi identificarea de soluții și metode privind evaluarea sustenabilității financiare și globale, de analiza și raportarea financiară a firmei. Doamnelor și domnilor, credeți-mă, o femeie competentă, pregătită, gata să vă reprezinte oriunde cu mândrețe. Veronica Grosu! Hristos a înviat Suceava, Hristos a înviat, dragi români. Să știți că sunt copleșită de emoții, pentru că mă aflu aici astăzi, în fața dumneavoastră, în locul unde m-am născut, în locul unde am crescut și am copilărit. Aici, la poalele cetății lui Ștefan cel Mare. Vreau să vă spun astăzi că e încă un prilej de mare bucurie pentru mine să vă vorbesc din inimă și pentru inimă, să vă aduc din nou aminte că pe 9 iunie să nu vă mai lăsați amăgiți de promisiunile, de vorbele de șarte și de minciunile actualei clase politice care le guvernează astăzi țara. Dragi români, pe 9 iunie să vă aduceți aminte că trebuie să-i sancționăm pe cei cărora astăzi le datorăm creșterea numărului de boli cardiovasculare în rândul tinerilor, să-i sancționăm pe cei pentru care sunt responsabili astăzi de rata, creșterea ratei morților subite în rândul populației, dar mai ales al tinerilor. Pe 9 iunie, dragi români, să vă aduceți aminte că trebuie să-i trimitem acasă pe cei care ne-au îngropat morții în saci negri de plastic, pe cei care nu ne-au lăsat să-i conducem pe ultimul drum, să le facem o slujbă creștinească și să le aprindem o lumânare la căpătâiul lor. Dragi români, pe 9 iunie să le arătați că nu v-ați lăsat păcăliți de reclamele vehiculate pe la posturile de televiziune în care ne spuneau că vaccinurile sunt sigure și eficiente. Pe 9 iunie să le spuneți că știați că România a fost țara cu cea mai mică rată a vaccinării și cu cea mai mică rată de îmbolnăvire a cazurilor de COVID. Pe 9 iunie să-i trimiteți acasă pe cei care ne-au împovărat cu o datorie publică de miliarde, ne depășește azi PIB-ul peste jumătate, 52% din PIB-ul național, pentru că am cheltuit miliarde de lei pe doze de vaccin, doze neutilizate, multe dintre ele, fie că s-au expirat, fie că le-am donat altor țări. Vorbea domnul Claudiu Târziu de Pactul Verde European. Da? E un pachet de politici prin care se prevede ca până în 2050 Uniunea Europeană să tranziteze la neutralitate climatică, adică la emisii de dioxid de carbon zero. Și în același timp mimăm aceste politici pentru că noi astăzi România a devenit oficial groapa de gunoi a Europei. Știți că anual importăm milioane de tone de deșeuri, așa zise, reciclabile. Pe 9 iunie, dragi români, să vă aduceți aminte că anul trecut, mai exact în decembrie, s-a votat în Parlamentul European un raport prin care, a cărui scop era supremația dreptului european împotriva dreptului constituțional național. Cu alte cuvinte, anul trecut, în decembrie, s-a votat cedarea suveranității naționale. Din cei 705 de eurodeputați, vreau să vă spun că peste 460 au votat pentru. Iar lista rușinii cu eurodeputații români o găsiți pentru că e publică. Dumneavoastră considerați pe 9 iunie că acești rători mai merită încă un mandat? Să vă aduceți aminte de toate aceste lucruri pe 9 iunie. Așa cum ați auzit pe Ștefan cel Mare, nouă moldovenilor ne place pacea, ne place liniștea, dar spune-o și rugăciunea. Ne-am săturat
să fim umiliți, să fim îngenunchiați și să fim batjocuriți. Suntem pro-Europa, noi suntem parte organică a Europei, dar pe 9 iunie, dragi români, dragi suceveni, să vă aduceți aminte că trebuie să trimitem cât mai mulți patrioți în Europa. Să știți că girez pentru fiecare din cei care se află astăzi aici. Ați văzut cu câtă dragoste au venit astăzi în Suceava să se prezinte în fața dumneavoastră. Pe 9 iunie trebuie să votați cu inima, să votați aur și să votați oameni de bună credință. Așa să ne ajute Dumnezeu. Mulțumim, Veronica Grosu.